Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vă arăt cum să instalați un mod pentru bani și level pe Euro Truck Simulator 2. Dacă vă plac videoclipurile de genul, abonați-vă, dați un like și hai să începem. Mai întâi deschideți Steam-ul. Intrăm aici la librărie, Euro Truck Simulator 2, direct pe workshop, iar aici căutăm XP. Cel mai simplu cuvânt. Avem acest mod, trebuie să-l adăugați. Eu l-am adăugat deja. După aceea intrați pe joc, creăm un nou profil. Puneți un nume, o fotografie. Alegeți un tir, o companie, iar aici avem manager moduri. Cred că am trecut de mod. Să mă uit odată, ia, uitați-l aici. Confirmare modificări și dăm creare. A, nu mă lasă cu acest nume. Ia să încerc așa. Ca de obicei, selectați ce folosiți. După ce ați făcut toate setările, trebuie să faceți prima cursă. Este foarte scurtă. Și aglomerații. Iar după această cursă ar trebui să primiți foarte mult XP și bani. În jur de 10 milioane de euro. Nu mai stau la semafor. Ce bine arată acest man. Am nimerit o cursă de 30 de kilometri. Nu va dura mult. Și cam balansează remorca. Cât pe aici. Dacă merg cu viteză. După ce terminați curs, ar trebui să primiți o grămadă de XP și bani. Ia uitați aici, nivel 100. Se duce, n-ai treabă. Nivel 44.000 și 10 milioane în bancă. Cu acești bani puteți cumpăra tiruri, mai multe garaje. Le modificați cum vreți voi. Iar cu XP-ul puteți dobândi mai multe abilități dacă nu vreți să pierdeți timp. Da, și cam atât a fost și cu acest videoclip. Mersi mult de vizionare, ne auzim data viitoare. Pa, pa!